Dănuț Lupu e mai mult dinamovist sau mai mult rapidist? Nu știu ce să zic. Eu aș zice dinamovist, dar cred că ne lămurește Radu. Pentru că el, nu neapărat că dă jos de pe soclu, dar în fine are o poveste cu care a reușit să înfierbinte, să încălzească un pic atmosfera în presa de sport. Spune despre Hagi că nu ar fi regele fotbalului românesc. N-a fost nici foarte contundent, dar nici prea... cum să zic, nu l-a apreciat foarte mult pe Gheorghe Mai Hagi. Mai adevărat că lui Hagi nu-i trebuie mult ca să se înfierbânte, adică dacă îi contești statura, îți asigură o reacție opărită. Aici, în povestea asta, da, a fost așa. Cred că e o furtună într-un pahar cu apă, de fapt, pentru că Lupu n-a făcut niște acuzații vituperante la adresa lui Hagi. A spus că pentru el regele, dacă ar fi să existe un rege în fotbal, ar fi Dobrin. Că la prin jucând am făcut aceeași afirmație că Dobrin mie mi se pare mai tehnic decât Hagi, dar n-a avut conjunctura lui Hagi, n-a avut hărnicia lui Hagi, n-a avut viteza lui Hagi și n-a avut contextul sociopolitic al lui Hagi. Lupu cred că îl preferă pe Dobrin și dintr-un alt motiv, pentru că seamănă cu el. Deci este tipul ăla de tehnică statică, da? De om care nu fuge mult, dar care face lucruri. Lupu a fost un fotbalist foarte bun care, dacă ar fi avut grijă de el, ar fi putut ajunge un fotbalist mare. În schimb, a ajuns în închisoare la un moment dat, pe furtișaguri. A fost un om pe care nici Mircea Lucescu n-a reușit să-l dreseze. El, Lucescu, e un specialist în a recupera cauze aparent pierdute. Cu Lupu nici lui nu i-a mers. La Hagi e altceva. Hagi a prins momentul 89, a văzut ce înseamnă profesionismul, a învățat niște lecții, iar concurența dintre ei n-are cum să existe, pentru că restul vestiarului îl alege pe cel pe care îl consideră mai util. Nu neapărat câinele alfa, ci mai util. Ori Hagi era mai util decât Lupu atunci în anii 90. Ei au jucat și împreună de câteva ori. Întrebarea e, avem nevoie de astfel de ierarhii? Și dacă da, atunci care e locul unui personaj care a jucat, hai să recunoaștem, și la Real Madrid și la Barcelona? Adică câți români avem care au făcut treaba asta? A jucat mai bine decât Hagi la Barcelona Gică Popescu, care a fost și capitan. Și care a și câștigat o cupă în calitate de capitan al Barcelonei. Hagi a jucat, dar n-a fost un titular bătut în cuie, nici la Real, nici la Barcelona. Astăzi, firește că pare o erezie să propui un jucător român la unul dintre cluburile astea. N-ai cum. El a jucat, nu e chiar cum a spus Lupu, că a jucat doar la Națională și la Galatasaray, dar randamentul lui cel mai bun acolo a fost, la Națională și la Galatasaray. Nu știu dacă avem nevoie de ierarhii. Probabil, dacă vrem neapărat să avem rafturile bine așezate, rafturile cu personalități, da, putem departaja. Și mie mi s-a părut mai util Hagi, mai util. Amândoi sunt spectaculoși, au fost spectaculoși. Amândoi au fost niște jucători de viziune și clar viziune. Amândoi au știut să dribleze. La Lupu s-a văzut, cred, mai mult tentația de a juca și pentru public, de a juca uneori la limita persiflajului, de a ridiculiza, ceea ce se vedea și la Dobrin. Dobrin avea perioade și în amicale, dar și în meciurile oficiale, când voia să-și facă de râs adversarul, nu neapărat să-l depășească. Și cred că de asta Lupu îl preferă pe Dobrin. În ceea ce privește titulatura de rege, sunt de acord, nu există rege în fotbal. Deci regele în fotbal, să zicem că o fi fost Pele la un moment dat, dar după Pele a devenit o metaforă ultra bătătorită.